sunt Teodor Erhan, am 18 ani, sunt clasa 12, am venit de la 13 ani în România și joc fotbal la Steaua. Sunt Răducan Iustin, sunt clasa 10 și sunt fotbalist la Steaua. Am început fotbalul la vârsta de 5 ani, m-a dus tatăl meu la fotbal și am început la Academia de Fotbal Sport Team. Eu la fel am început fotbalul la vârsta de 5 ani în Chișinău. M-au dus părinții mei la antrenamente pentru prima dată și asta. Acum 2 ani am venit în probe la Under 19, era antrenor Adrian Bumbescu. Am dat probe, m-am antrenat și am rămas aici. Am crescut foarte mult, este altă intensitate și alt nivel la seniori și mai ales la Steaua și m-au ajutat și băieții foarte mult să mă integrez și mă ajută zi de zi să învăț din ce în ce mai multe, deoarece sunt foarte mulți cu experiență. Română. Cred că limba engleză. Niciuna nu este greu dacă muncești. Eu cred că o să câștige Real Madrid, pentru că au experiență mai multă și au jucători mult mai experimentați și în acest motiv cred că o să câștige. Eu tot Real Madrid, tot pe ei mizez, deoarece îmi place foarte mult de Benzema și îmi place echipa de mic. Mi-a spus că este un sentiment aparte și că niciodată nu obosești, deoarece peluza te împinge de la spate. Mai repede posibil, când consideră antrenorul. Eu sunt pregătit oricând. Mi-aș dori cât mai repede posibil. Încerc să mă încadrez cât mai repede în colectiv și să mă antrenez cât mai bine la antrenament. Îmi place să privesc filme și să ies în oraș cu prieteni. Mie îmi place să mănânc cu familia și să mă uit la un film, tot la fel alături de familie. Cred că cu leul, deoarece este considerat regele tuturor animalilor. L-aș întreba cum să ai mai multă încredere în tine, ce calități trebuie să ai pentru a fi un lider bun. Eu cu câinele meu l-aș ruga să fie un pic mai liniștit și să nu mai fie așa nebun pe taco. Mie blondele. Să am persoanele dragi alături, să fie sănătoase, să am o perioadă bună la antrenamente, la fotbal și să fiu alături de familie și de prieteni. Pentru mine ar însemna să fiu împlinit să câștig un Champions League, să fiu în top 5 campionate din lume și să fiu la echipa națională a României și să fiu alături de familie și să fim sănătoși. Încă nu m-am gândit la această întrebare, dar cred că aș alege naționala României.